Ministerul Muncii anunță că a încheiat recalcularea pensiilor, în urma căreia 82% dintre pensionari vor primi sume mai mari în septembrie decât cele din august. Printre cei care încă așteaptă deciziile de recalculare se numără și românii plecați în străinătate. Pentru cei care s-au stabilit acolo, noua legea pensiilor aduce o schimbare importantă. Ca să-și încaseze pensiile, aceștia trebuie să trimită în țară de două ori pe an un document care să ateste că sunt în viață. Printre cei 3,8 milioane de pensionari care așteaptă să încaseze sume mai mari din septembrie sunt și românii din diaspora. În Italia, de pildă, suspansul se prelungește. Am reușit a vorbi cu uh, după probleme de muncă de pe lângă ambasada României. Mi-a informat că în curând vor apărea și în diaspora aceste faimoase recalculări. Eu am o soție care și dânsă așteaptă cu nerăbdare a vedea ce se întâmplă. Pentru cei stabiliți în străinătate, noua lege are o nouă prevedere. De acum, acești pensionari trebuie să transmită certificatul de viață, documentul care atestă că trăiesc de două ori pe an, nu o singură dată ca până acum. Legea 360 prevede ca aceste certificate de viață să fie transmise până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie ale anului. Se poate transmite de beneficiari atât cu poșta, cum era și până în prezent, dar și la adresele electronice, la adresele de mail. Cine nu trimite certificatul de viață la casa de pensii sau nu are o persoană mandatată poate să se confrunte cu o situație neplăcută, suspendarea plății pensiei, așa că unii pensionari și-au păstrat domiciliul în România ca să scape de corvoada hârtiilor. Deci să te duci la consular sau la un notar să, să le semneze că ești în viață e foarte, foarte complicat. În capitală, aproape 9200 de români sunt beneficiari ai pensiei internaționale. La nivel național, sunt aproximativ 90.000 de, de români care locuiesc în străinătate și primesc pensie de acasă. Potrivit Ministerului Muncii, 3,8 milioane dintre pensionarii din sistemul public au pensii mai mari din această lună. 600.000 nu au primit niciun ban în plus, dar vor avea parte de indexarea anuală din 2025. Alți 200 de mii sunt cei care au primit decizii de recalculare cu sume mai mici decât cele din prezent, dar vor primi aceleași pensii ca în august.